numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Când liniștea învăluia totul și noaptea era la jumătatea căii sale, cuvântul Tău atotputernic, Doamne, a venit din ceruri, de pe tronul regesc. Iubiți credincioși, cred că peste toți oarecum s-a așezat acum liniștea după efervescența sărbătorilor. Și iată că biserica din nou ne cheamă să ne îndreptăm privirea către ieslea din Betleem pentru a aprofunda misterul întrupării cuvântului lui Dumnezeu. Ne dispunem sufletele pentru întâlnirea cu Domnul în cadrul acestei sfinte liturghii, regretând înainte de toate păcatele, pentru a participa cu inimi curate la jertfa pe care Hristos o aduce pe Sfântul Altar. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Miluiască-se de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Hristoase, Doamne Dumnezeule, mie
asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărire a Lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, lumina sufletelor credincioase, binevoiește a umple lumea întreagă de slava Ta și arată-te prin strălucirea luminii Tale tuturor popoarelor. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Lectura 1. Citire din cartea lui Ben Sirach. Înțelepciunea își laudă sufletul și în Dumnezeu își găsește preamărirea și în mijlocul poporului său se preamărește. În adunarea celui prea înalt își deschide gura și înaintea puterii sale se preamărește, și în mijlocul poporului său este lăudată, și în adunarea sfântă este admirată, și în mulțimea celor aleși își află lauda, și între cei binecuvântați este binecuvântată, în timp ce zice, atunci Creatorul la toate mi-a poruncit, și Cel care m-a creat mi-a stabilit cortul și mi-a zis, în Iacob să locuiești și în Israel să ai moștenire. Înfigeți rădăcinile tale între aleșii mei, înaintea veacului. De la început m-a creat și până în veac nu voi înceta. În cortul sfânt, înaintea lui am slujit și astfel m-a stabilit în Sion. În cetatea iubită, la fel m-a făcut să locuiesc și în Ierusalim este puterea mea. Mi-am pus rădăcinile într-un popor glorios, în partea Domnului, moștenirea sa, și în adunarea sfinților mi-am luat locuință, cuvântul Domnului. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Preamărește-L Ierusalim pe Domnul, laudă-L Sion pe Dumnezeul tău, căci El întărește zăvoarele porților tale, El îi binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El își trimite cuvântul pe pământ, cuvântul lui aleargă cu iuțeală mare. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. El îi face cunoscut lui Iacob cuvântul său,
lui Israel hotărârile și judecățile sale. El n-a făcut așa cu niciun alt popor și nu le-a făcut cunoscute judecățile sale. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Lectura a doua. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, binecuvântat este Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cerești, în Hristos, întrucât ne-a ales în El mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și neprihăniți înaintea Lui. În iubire, El ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Iisus Hristos, după placul voinței sale, spre lauda gloriei Harului Său, cu care ne-a copleșit în Fiul Său prea iubit. De aceea și eu, auzind de credința voastră în Domnul Iisus și de iubirea pe care o aveți față de toți sfinții, nu încetez să mulțumesc pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele, pentru ca Dumnezeul Domnului nostru, Iisus Hristos, Tatăl Gloriei, să vă dea Duhul înțelepciunii și al descoperirii, ca să-L cunoașteți pe deplin, luminându-vă ochii inimii voastre, ca să cunoașteți care este speranța chemării sale, care este bogăția gloriei moștenirii sale între cei sfinți. Cuvântul Domnului. Mărirea ție, Hristoase, propovăduit neamurilor, mărirea ție, Hristoase, crezut în lume. Domnul să fie cu voi. Cu credință și evlavie să luăm aminte la citirea din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Acesta era la început la Dumnezeu. Toate au luat ființă prin El și fără El nu a luat ființă nimic din ceea ce există. În El era viața și viața era lumina oamenilor, iar lumina în întuneric luminează, dar întunericul nu a cuprins-o. Cuvântul era adevărata lumină care, venind în lume, luminează pe orice om. Era în lume și lumea a luat ființă prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ei săi, dar ai săi nu L-au primit.
Însă celor care l-au primit, celor care cred în numele Lui, le-a dat puterea de a deveni copii ai Lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din voința trupului, nici din voința bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, iar noi am văzut gloria Lui, glorie ca unicului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Cuvântul Domnului! Iubiți frați și surori în Hristos, ascultând împreună această Evanghelie, avem impresia că Biserica ne propune în această a doua duminică după Crăciun o lecție de recapitulare. Este un fragment pe care l-am ascultat chiar pe 25 decembrie și pentru că nu am reușit să-i epuizăm sensurile, Biserica ne spune, mai trebuie să-l ascultăm odată. Mai trebuie să-l reflectăm pentru că aici sufletul nostru poate să stăruie în gând, să-l rumege acest text. Vedeți, atunci când cineva intră în biserică sau în această catedrală și își plimbă privirea pe registrul acestor vitrali din partea de jos, poate să îi spună unui altuia, am fost acolo și am văzut niște nuanțe interesante de albastru, azuriu sau de galben și cu asta să se termine vederea lui. Un altul poate veni și lui să-i apară totuși o frunzuliță undeva sau un soare, la capăt un cap de om, și să relateze că în partea inferioară a vitralilor sunt anumite forme concrete de văzut. Și vine un altul și spune că, de fapt, în aceste vitrali, noi trebuie să vedem toate zilele creației. Creație care culminează cu o capodoperă a lui Dumnezeu, care este omul. Toți văd același lucru, însă nu toți văd la fel. Evanghelistul Matei vrea să ne spună, dar mai întâi spune evreilor, în Iisus Hristos se împlinesc toate profețiile Vechiului Testament. El este Mesia cel așteptat. Evanghelistul Luca vine și cumva completează acest orizont, să spunem, restrâns oarecum la poporul evreu, și el spune că da, la Betleem, acolo, în periferia unui imperiu, s-a născut unul care nu doar că îl rivalizează pe August, cel de la Roma, ci îl depășește incomparabil în importanță. El este salvatorul întregului pământ. De aici și acest registru la Luca, la Roma e August. De fapt, Augustus este în iesle, el este strălucirea care vine spre noi, Iisus. Ioan Evanghelistul este mai puțin interesat de aceste relatări istorice palpabile. Nu pomenește nimic de iesle, nimic de prunc, ci el vrea să scruteze misterul inepuizabil și să ne poarte pe noi toți cu el în taina centrală a credinței noastre și anume întruparea cuvântului lui Dumnezeu. De aici afirmația principală a prologului pe care noi o repetăm în fiecare zi și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Vedeți, ceea ce vedem
este în prima zi poate mai mult acel prezepiu. Îi admirăm pe păstoraș, îi vedem pe îngeri. Luca ne spune, e important Iisus pentru tot pământul. Ioan vrea să ne spună din nou astăzi, cuvântul Iisus Hristos este centrul de referință pentru tot universul. Viziunea lui este cosmică, atotcuprinzătoare. În el era viața, în el era lumina, la el este harul, la el este adevărul. De aceea, vedeți, el concentrează în acest fragment mic tot ceea ce un om poate să înțeleagă mai bine după aceea parcurgând Evanghelia. Avem conceptele cheie, cuvintele cheie ale Evangheliei, viața, lumina, harul, gloria, adevărul. Și mă întreb acum, dacă noi avem viață și viața este fără de Hristos, ce fel de viață mai este aceea? Și dacă noi avem numai lumina noastră fizică și cea pe care ne oferim noi ca ființe limitate, fără să vină spre noi lumina lui Hristos, ce fel de lumină avem? Și dacă nu este Iisus Hristos care să ne dea harul, întâlnim atâția oameni pe străzile noastre, dar cât ne bucurăm când reușim să spunem, am întâlnit un om cu har. Și ce oameni sunt aceia cu care ne însoțim, dacă suntem constrânși să constatăm că în el sau în cutare nu este adevărul. Dar la Iisus Hristos contemplăm într-o singură ființă viața adevărată, lumina, harul, gloria și adevărul. Iubiți credincioși, acest concept cuvânt apare de multe ori. La început cuvântul era la Dumnezeu, era Dumnezeu. De fapt este o traducere palidă, săracă, a cuvântului grecesc logos, care logos înseamnă și gând, și sens, și rațiune, și cuvânt, toate împreună. De aceea, Iisus Hristos este și sensul vieții noastre, este înțelepciunea vieții noastre. Și gândul mă duce acum la o maximă sau un raționament înțelept pe care l-am găsit la Lao Tzu, acolo unde el spune, supraveghează-ți gândurile, pentru că ele devin cuvinte. Fii atent la cuvintele tale, pentru că ele devin acțiuni. Fii atent la acțiunile tale, pentru că ele devin obiceiuri. Ai grijă la obiceiurile tale, pentru că ele devin caracterul tău. Fii atent la caracterul tău, pentru că el devine destinul tău. Am avut la începutul anului tot felul de cuvinte frumoase pentru cei pe care i-am întâlnit. Urări numai de bine. Și vrem ca aceste cuvinte ale noastre mici omenești să devină realitate, să se întrupeze. Noi vedem cum cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit între noi. Cât de mult ne-ar plăcea ca toate cuvintele noastre bune, pozitive, să devină pe parcursul anului acțiuni, să devină realitate, să devină obiceiuri bune, să devină destinul nostru. Vedeți, Ioan face o constatare teribil de tristă. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Însă mă gândesc că dacă ne vede pe noi atâția în biserică, pentru că umplem toate băncile dumneavoastră, el totuși capătă speranță. A venit la ei săi, dar ei săi nu l-au primit, însă tuturor celor care l-au primit, dumneavoastră, acest cuvânt le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu. Cel care citește textul doar așa la rece și care nu își ascute privirea
pentru a-L pătrunde în sensul Lui duhovnicesc, spiritual, s-ar putea simți puțin ofensat. De ce să devin din nou copil? Mă infantilizează cineva. Însă, vedeți, Ioan spune, le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu. Noi, abia când suntem copii ai lui Dumnezeu, avem putere adevărată. De aceea este binevenit aici cuvântul Sfântului Paul din prima scrisoare către Corinteni, unde spune, fiți copii în gândire, nu fiți copii în cele rele. În gândire. Și copilul lui Dumnezeu în gândire se debarasează, se distanțează de tot ceea ce este rău. Și cum ne reușește nouă să ne distanțăm? Atunci când înțelegem că viața pe care o trăim e abia atunci viață când este în Cel care s-a definit pe sine viața. Eu sunt calea, adevărul și viața. Când Cel care îți oferă ție lumină și este de la Hristos, atunci este ceva ca un dar pe care îl primești nu de la El ca om, ci de la Dumnezeu prin El. Și la fel atunci când în tine se lășluiește harul lui Dumnezeu, când tu ești un om în care stă sau devii tu casă a adevărului, atunci de fapt tu creionezi în tine și conturezi tot mai mult identitatea copilului lui Dumnezeu însestrat cu putere. Tocmai în virtutea acestui fapt că ești copil al lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, să ne dorim de la acest an să devenim copii ai lui Dumnezeu în gândire, debarasându-ne de tot marasmul de obiceiuri sau gânduri sau cuvinte rele și să traducem această afirmație centrală și cuvântul s-a făcut trup exact la propria noastră existență. S-a făcut trup odată în Betleem, din sânul Fecioarei Maria, astăzi, în acest an, în acest început de an, vreau să se facă cuvântul trup în sufletul meu, în existența mea. Pentru că dacă este așa, ies în lumea aceasta și Dumnezeu se face transmisibil altora prin mine și Dumnezeu se face plăcut unuia care poate îl ignoră complet, pentru că îl vede în acest fel în viața mea. Să ne ajute Dumnezeu în acest sens, să ne dea puterea aceasta a copiilor lui Dumnezeu și vom vedea că anul pe care l-am început are sens, indiferent prin ce experiențe sau ce experiențe traversăm, pentru că cineva este încarnat în noi după ce mai întâi a fost acum 2000 de ani încarnat în trupul virginal al Fecioarei Maria. Amin. Iar acum împreună să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi,
și s-a suit la ceruri, și-a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agrăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, Dumnezeu ne-a dăruit cuvântul Său, care este viața și lumina întregului neam omenesc. El așteaptă ca noi să trăim în prietenie cu El și cu toți oamenii. Să-i cerem în rugăciunea noastră acest har. Să ne rugăm spunându-i, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, ascultă-ne! Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, ascultă-ne! Pentru ca întreaga comunitate creștină să înainteze în adevărul și iubirea Domnului, ca astfel să fie lumină de mântuire pentru lumea întreagă, să ne rugăm. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, ascultă-ne! Pentru ca toți creștinii participând la ospățul euharistic să descopere comuniunea cu Domnul și invitația de a-L sluji în persoana celor săraci, să ne rugăm. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, ascultă-ne! Pentru ca bunăstarea și comoditatea să nu sufoce în creștinii care au uitat de credință, aspirația naturală a inimii spre idealurile de bine și spre solidaritatea dintre oameni, să ne rugăm. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, ascultă-ne! Pentru ca exemplul vieții creștinilor să fie imbold spre o căutare sinceră a lui Dumnezeu, pentru aceia care nu l-au întâlnit încă pe Hristos, să ne rugăm. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, ascultă-ne! Pentru ca toți credincioșii răposați să fie primiți în marea familie a fericiților din cer, să ne rugăm. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, ascultă-ne! Dumnezeule, Părintele nostru, Tu L-ai trimis pe Fiul Tău Iisus, lumina lumii, pentru a-și stabili locuința printre noi. Ajută-ne să-L recunoaștem și să-L primim în existența noastră. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Sfințește, Doamne, aceste daruri prin nașterea Fiului Tău unul născut, care ne arată calea adevărului și ne făgăduiește viața împărăției cerești, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi. Inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu, prin misterul întrupării cuvântului, ai dat putere ochilor minții noastre să vadă noua lumina strălucirii Tale, pentru ca în timp ce-L cunoaștem pe Dumnezeu în chip văzut, să fim înălțați de El la dragostea celor nevăzute. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi Tale, zicând fără încetare. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El,
în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde ne dăjduim să ne bucurăm și noi de apurul de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Conștienți că în Hristos suntem cu toții copii ai Lui Dumnezeu și frați, să ne adresăm Tatălui Ceresc cu rugăciunea pe care însuși Mântuitorul ne-a învățat-o. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi
și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale. Și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Yeah.
ce a fost până acum în robie. Un frate el vede azi pentru noi să-i arătăm recunoștința mare, căci pe să ne rugăm. Te rugăm, stăruitor Doamne Dumnezeul nostru, ca puterea acestei taine să ne curețe de pornirile rele și să ne îndeplinească dorințele sfinte prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Și bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Pentru noi, păcătoși, acum și în veacul veacurilor.
Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să ne facem vrednici de făgăduințele Lui Hristos. Să ne rugăm, Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Preasfântă inima lui Iisus, inimă neprihănită a Mariei. Vă rog, las loc pentru câteva anunțuri. În primul rând, mulțumim pentru toate ofertele dumneavoastră din noaptea și ziua de Crăciun. Colecta din aceste momente este destinată, ca de fiecare dată, seminariilor diecezane. S-au strâns 9.050 de lei. Domnul să răsplătească tuturor darul făcut. Mâine, luni, 6 ianuarie, este sărbătoarea Epifaniei Domnului. Programul Sfintelor Liturghii este ca cel de duminica. La fiecare liturghie va fi sfințită apa. Duminica viitoare avem sărbătoarea Botezul Domnului, sărbătoare ce se află la granița dintre timpul Crăciunului și timpul de peste an. Dorim drum bun tuturor în această nouă etapă de cunoaștere și aprofundare a misterului lui Hristos, cuvântul întrupat, Mântuitorul, și încercăm să cunoaștem mai bine și să aprofundăm acest mister prin participarea cât mai activă la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în acest an pastoral dedicat tocmai Sfintei Liturghii. Continuăm sfințirea caselor și binecuvântarea familiilor dumneavoastră după programul stabilit. Dacă încă nu ați reușit să intrați în posesia plicului pentru sfințirea caselor, vă rugăm să treceți pe la biroul parohial. În cazul în care cineva și-a schimbat adresa, ori este nou venit în parohie, este rugat să se anunțe la oficiul parohial. De asemenea, cine este dispus să ne susțină și anul acesta prin dirijarea celor 2% din impozitul pe salariu sau pensie către parohia noastră, este rugat să completeze formularul și să-l lase la biroul parohial sau la părintele care ajunge cu sfințirea casei. Vă mulțumim și pentru această modalitate de a sprijini activitățile noastre parohiale. Mai aruncăm o privire către Iesle, mâine este o ultimă privire aruncată și duminica viitoare, cum ziceam, trecem deja la timpul de peste an, timp în care ne străduim ca, aprofundând misterul lui Hristos, să-L simțim prezent în viața noastră, în tot ceea ce simțim, credem și facem. Să aveți o duminică frumoasă și Domnul să vă însoțească mereu cu binecuvântarea sa. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim.